Trebuie să fiu mai puțin emotiv. Da. Da. Ana, mai pot desigur încerca o nouă depășire pe drumul drept ce duce către mântuire și cei aflați în cursă se pot alătura ca în finală haricul să-și poată asuma. Mai întâi a trebuit a fi construit acel măreț edificiu desprins parcă din mit, către care pașii noștri ne poartă smerit, spre a-i fi ai Domnului tot dăruit. Uneori așteptarea e lungă și cerța grea, dar totuși din vale Ana sigur venea, ca izvorul vieții să-l facă să curgă mereu, de el să se ocupe azi și sufletul meu. Creatorul și-a adunat din visul cel sfânt ideea magică de a crea prin cuvânt, spre a fi plinită ca o mesianică carte, putința de a lucra, putința ca lumea prin idei a o străbate. Spre cerul se înalță divina chemare, veniți cu toți cu a voastră netăinuită lucrare și să o depuneți ca o frangă la situl sfințit, care din vremuri a fost cristic zidit. Să-mi odihnesc gândurile ce plecate din dor, scripturistic spre a renaște și ca un mag care vine de la răsărit, să-mi fac publică amintirea în ritul sfânt. Vă mulțumesc pentru atenție. Foarte emotiv, încerc să-i transmit părintele lui Ceza pe poezie la emisiunea religioasă și la un moment dat s-a exprimat că o să vii citesc în locul dumneavoastră. Sănătate vă doresc! Mai ce volum sunt? Poeme liturgice, da? Și credit, credit pentru visători. Mulțumesc! Da, da. Acum...